Un băiat de 8 ani din județul Vaslui este în stare critică după ce a căzut cu pieptul într-un țăruș din curtea casei. Copilul este internat la Spitalul Județean din Vaslui, unde a fost operat de urgență. E stabil momentan, dar are o plagă penetrantă. La nivelul hemitoracului drept, a căzut într-un țăruș în curte. Respiră greu. Da, este grav, trebuie operat, respiră greu. Nenorocirea s-a întâmplat în comuna Alexandru Vlahuță. Copilul se juca în curte cu frații lui în preajma unei anexe care tocmai fusese demolată. La un moment dat s-a împiedicat și a căzut într-un țăruș înfipt în pământ. Băiețelul a avut puterea să meargă în casă pentru a cere ajutor. Echipajul a ajuns la fața locului, a găsit pacientul conștient, copilul a căzut singur în acest țăruș și a scos singur țărușul, iar ulterior s-a dus în casă la părinți. Pacientul prezenta o insuficiență respiratorie severă, a fost stabilizat hemodinamic și respirator și a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru investigații suplimentare și tratament definitiv. Copilul provine dintr-o familie modestă, are 4 frați și toți merg la grădiniță și la școală. Mama stă acasă și îi îngrijește, iar tatăl lor muncește din greu pentru a-și întreține familia. Da. Și el unde s-a luat? Unde i-a intrat? La coastă. Deci l-am supravegheat. Deja mai spui să asculte că copiii se iei cu una cu alta și să joacă. Ce? Nu poți să-l ții acolo pe un pat, stai acolo. Dacă starea băiatului nu se va îmbunătăți, el va fi transferat la un spital din Iași.